Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Scrisoarea de audiere preliminară a Slatercolu și declarațiile lui Slatercolu se potrivesc. Desigur, Silas are dreptate. Acesta transmite dorința lui Slatercolu de a pleca la sfârșitul lunii noiembrie. Dar nu există o întorsătură clară în răspuns. Apoi, în ianuarie, îl difuzează încă o dată. Dar cealaltă parte urmează strategia de a trece timpul. Și, în sfârșit, în timpul finalului de sezon, Silas spune că vrea să meargă pentru ultima oară. Răspunsul este nu. Slatercolu ia decizia. El părăsește platoul în timp ce finalul sezonului este filmat. Condiții dificile, mobinetic, ținând cont de explicațiile tale. Întrebarea este, producătorul nu arată Slatercolu de ce? Voi răspunde pentru tine. Pentru că există un asemenea potențial în Sila. Ei știu că dacă Sila pleacă, ratingurile vor merge, publicul va merge. Banii se duc. Știrile și declarațiile adresate Slatercolu au un scop și scopul lor este clar. Și este evident cine o susține. Ai înțeles? Și nu uitați! Este mai ușor să fii precaut decât să crezi știri false. Partajarea se termină așa. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!